Iubiți credincioși, să citesc un capitol, să citim capitol și din Minunile Maicii Domnului, din cartea Arătări și Minuni ale Maicii Domnului, capitol foarte frumos intitulat Maica Domnului Mângâietoarea. Așadar, Arătări și Minuni ale Maicii Domnului, Maica Domnului Mângâietoarea. Maica Domnului este împărăteasa durerii, fiindcă ea, mai mult decât toți oamenii, s-a îndurerat deseori în timpul vieții sale pământești. Faptul că a rămas orfană de la 3, respectiv 5 ani, bănuielile oamenilor atunci când s-a aflat că ea are în pântece de la Duhul Sfânt pe Fiul lui Dumnezeu, amenințările fariseilor fățarnici împotriva Fiului și Dumnezeului ei, nerecunoștința poporului față de cel care le-a adus mulțime de binefaceri, iar în final patimile și răstignirea lui a fost pricină de durere și de mare suferință. Maica Domnului s-a îndurerat mult, mai ales din cauza răstignirii Fiului ei, a Domnului Dumnezeu și Dumnezeului ei, pentru că ea știa, cunoștea mai bine ca oricine, sfințenia și nevinovăția lui. L-a văzut cu ochii ei pe Arhanghelul Mihail Gavril, care a dus vestea din cer că îl va naște ca Fiul lui Dumnezeu. A văzut îngerii la nașterea lui cum îl preaslăvesc. L-a văzut cum crește, i-a văzut primii săi pași, s-a minunat din înțelepciunea lui venită de sus, a ținut minte tot ce auzise din gura lui și a trăit în fiecare zi virtutea lui care acoperea cerurile și pământului. Maica Domnului, să știți că este poate prima ființă din lume care știe Evanghelia pe de rost. Toate cuvintele Domnului, nu doar ce e scris în Evanghelie, ci acele cuvinte care Sfântul Ioan spune că ar umplea lumea întreagă dacă s-ar scrie, Maica Domnului știe toate. Că e mama lui, ea nu uită niciun cuvânt al fiului ei. A văzut cum dăruiește cu bună voință iubirea, bunătatea și multe binefaceri. A auzit și a văzut mulțime de minuni săvârșite oamenilor și mai înainte de toate sufletele lor pe care le-a renăscut cu adevărat și era convins de sfințenia, de nevinovăția și de desăvârșirea lui. Și deodată a văzut cum a fost trădat de ucenicul său, cel viclean, și părăsit de prietenii pe care și-i alesese, cu care trăise 3 ani întregi, și hulit de poporul care adusese atâtea binefaceri, și pălmuit de omul care, după cum spune tradiția, avusese odinioară mâna paralizată și Domnul i-a vindecat-o. Și în fine, l-a văzut răstignit între doi tâlhari ca un răufăcător. Toată această nedreptate a zdrobit-o și a făcut-o să se îndureze și să sufere nespus de mult. Tocmai de aceea o numim Maica Durerii și Împărăteasa Suferinței. Însă aceste dureri și această suferință se fac cunună și slavă nesticăcioasă în mijlocirea către Fiul ei. Toți cei îndurerați alergăm la ea, fiindcă doar ea, doar cel ce a fost îndurerat poate să-i ajute pe toți îndurerați, cei îndurerați și încercați. Ea aleargă mama când are copilul bolnav, neastâmpărat sau risipitor. La ea aleargă tânărul care este amenințat cu moartea provenită din săgețile ascuțite ale vrăjmașilor lui sau rănit de ele, care simte deja intens durerea sufletească și care spune, ajută-mă, Maica Domnului și Dumnezeului meu. Lângă ea se află mereu cel suferind, cel țintuit pe pat, bolnavul de cancer, care are dureri trupești și neliniști sufletești, pentru a-i cere să-l ajute în două privințe. Prima, să mijlocească la Fiul și Dumnezeul ei, prin vindecarea lui, iar a doua, pentru a-i spune că dacă nu este voia Domnului să se vindece, atunci să-i dea putere să-și ducă crucea bolii și a suferinței până la sfârșit.
Crezi că credinciosul știe că Dumnezeu ne izbăvește din încercări sau ne izbăvește prin încercări, răbdând încercările? După cum toți atleții aleargă la învingător pentru a-și arăta admirația și afla secretele succesului său, tot așa admirația și noi care suntem atleții Duhului, alergăm la Maica Domnului, care este biruitoare, pentru a o admira, pentru răbdarea ei nădăjduitoare în suferință și în dureri, pentru a afla taina mântuitoare, pentru că nimeni nu este neispitit sau nu va rămâne neispitit până la sfârșitul vieții sau lipsit de necazuri, după cum nu există insulă care să nu fie udată de apele mării de jur împrejur. Iată, iubiți credincioși, cât de ajutătoare e Maica Domnului. Maica Domnului este ajutătoare tuturor suferințelor și durerilor noastre sufletești și ajutătoare tuturor bolilor noastre trupești, pentru că ea este Maica suferinței, Maica durerii, împărăteasa suferinței. Ea a suferit ca nimeni alta și a trăit în durere și în sărăcie și știe ce-i durerea și sărăcia, de aceea poate să ne ajute. Dar ea le-a transfigurat durerea și suferința prin rugăciune, prin harul Duhului Sfânt. Ar fi murit de milioane de ori, zice Sfântul Siloan și alți sfinți, dacă nu s-ar fi rugat atunci când Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul și Dumnezeu ei, a fost răstignit pe cruce. N-ar fi putut răbda această durere, că știa și nevinovat, îl știa și că e sfânt. Ea știa de la Dumnezeu însuși, de la îngeri și de la Fiul lui Dumnezeu, toată sfințenia lui și toată nedreptatea care îi se face. Și ea le-a răbdat toate tăcând și rugându-se. Și deși ea, Maica Domnului, așa cum v-am spus, știe Biblia pe de rost, știe toate, ea n-a spus nimic, ea a trăit, dar știe toate. Spune că ea dă învățătură celor ce vor să învețe. Extraordinară este Maica Domnului. De aceea, multă evlavie, multă rugăciune să avem către ea și mult să o iubim, să o urmăm pe Maica Domnului, care este Maica și Împărăteasa noastră, tuturor. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.